În 1975, Nikita primește premiul Herder, care era un premiu cultural oferit de o fundație din Germania Federală unor personalități marcante ale culturilor esteuropene. În România, importanța acestui eveniment a fost mult exagerată, după părerea mea. Practic, între 1963 și 2006, aproape în fiecare an a fost câte un român care a primit această distinție. Dintre scriitori au mai primit premiul Herder Tudor Arghezi, Zaharia Stancu, Constantin Noica, Eugen Barbu, Ana Blandiana, Răzvan Teodorescu, Mircea Dinescu și Andrei Marga.